Sâmbătă 27 mai 2023 mă aflu la sediul clubului Columbo Film din Copăceni, unde am plăcerea să stau de vorbă cu mare campion al capitalei. Este vorba despre domnul Demis Pădăraru. Vă salut, domnul Demis, ce faceți? Bine. M-a făcut plăcere să vă văd aici, să știți. Ne-am mai întâlnit anul trecut, nu mai știu exact la ce. La Traian Nițescu era, da, exact, da. Ce mai faceți? Cum ați început sezonul ăsta? Sunteți mulțumit? Minișor, da. Da? Încălzire pentru dumneavoastră, că sunteți cu maratonul, nu? Maraton. Croit mai pe maraton, da? Maraton, maraton. Cum? Antrenat viteză de micon. Cum au fost etapele de până acum, cele patru? Au fost ok. Pentru normale? Au fost, da, au fost ok. Pierderi ceva? Nu. Foarte puțin porumbei. Adică în 80 să lași 2 porumbei, în da, ideea în care da. Și ea tineri și anul trecut eu n-am avut timp să antrenez puii, să nu-i duc nicăieri, adică chiar... Așa, n-ați antrenat puii, nu? Asta. N-am avut timp. Da. N-am avut timp. I-am antrenat acum, în primăvară și cum am plecat direct la zbor. Acum, în lotul actual de zbor, câți tineri aveți? Câți iarlingi? 50. Oh. 50 din 80 sunt iarlingi, nu? Da, și 30 la 2 ani și la 3 ani, care eu i-am mers la maraton. Da, frumos. După ce se termină viteza, rămân tinerii acasă. Nu zburați fondul? Nu. Nu. Trec direct de la... Fii băgați direct de la... De la demifond, trec direct la maraton. Care, nu, care nu e cea mai lungă etapă de demifond? Care o aveți asta, acum? Asta, 390. Fii băgați de la 390 la cât? 100. Păi da, sunt porumbei la 2 și la 3 ani. Da. Adică au făcut maratoane. Deci arlinge nu-i băgați, nu-i angajați. Nu. Doar faceți doar demifondul pe ei, doar nu? Demifond. Da, demifondul. Ei și pe urmă îi las să mă aturizeze și, nu știu, mai ales ruta Polonia, prea multe pierderi. Mai ales. E mai grea. Nu mai e. La Ucraina era altceva. La Ucraina, fără probleme. Da. La Ucraina. Dar la Polonia este mult mai grea. E mult mai greu, nu? Da, la Polonia. Și așa prefer să mă duc cu porumbei de 2 și de 3 ani la maraton. Am trecut, cum a fost, de exemplu, Polonia? Cum vi s-a părut? Ok, acceptabilă? Da, da, dacă te ocupi de porumbei și astea, adică tot așa, la mine acum e o problemă cu timpul. Dar în momentul în care am avut timp liber și am putut să pregătesc o etapă, am fost la Merlin Național, locul 2 național crescător, adică, da, da. 600 ceva de crescător. Da, cu porumbei care de-abia acum ai descoper și porumbei de maraton și de-abia acum caut să-mi formez o linie. După câți ani de încercări? Nu, după 3 ani 3 de încercări. Da, după 3 ani de încercări. Da, la maraton este altceva, mai ales că s-a schimbat ruta. S-a da. Schimbat, adică pleci pe... Al calapot de porumbei, nu? Da, altceva? Da, altceva. Pleci pe un calapot de porumbei pentru Ucraina și astea și anul următor e Polonia. Ce ați făcut campionii după Ucraina? I-ați făcut cadou sau i-ați pierdut pe Polonia? Nu, nu i-am pierdut. I-am... Au venit totuși? Asta, au venit. Au mai venit, nu? Au venit, da. Da, mai... sunt, într-adevăr, sunt porumbei care vin și pe Ucraina și pe Polonia. Care e porumbel. Care e porumbel, e? Porumbel vine și, vine și acolo și acolo. Da, da, așa. Dar nu toți. Nu, e greu să... Așa e, așa e. E greu. Vă spun asta pentru că am auzit la mulți crescători că au pierdut mulți, foarte mulți porumbei, da, campion porumbei după Ucraina când da, i-au dus pe da, Polonia. Campion după Ucraina când i-a băgat. Le părea rău atunci, ulterior. Băi, de ce nu... N-am avut inspirația să-i opresc la matcă, zice că avea 3-4 ani de zboruri. Da, da, și puii lor, dacă se pierd iarăși, zburând da. Aici încolo 10 ani, Polonia, iarăși n-am făcut nimic. Da, da, da. Iarăși n-am făcut nimic. Așa. Așa. Am preferat, am riscat, i-am băgat și care au venit, mergem în continuare, că e pe Polonia. Ce noutăți ați mai adus acolo, materie de sânge, să zic așa? Am mai adus câteva porumbei de așa, nu mai maraton. Am, am luat anul trecut la domnul Claudiu Stroiescu, la jur de 30 de porumbei. Pui sau maturi? Am luat maturi. Maturi? Am luat maturi și, cum îi zice, de fapt acum 2 ani, anul trecut am scos din ei, dar anul ăsta nu. Îi țin, țin să-i maturizez la 2 ani. Ați apucat să-i testați produși din ei? Da, vin. Să vedeți sunt, vin, nu? Da, porumbei vin. Infuzați în păstările noastre de bază, să zic așa, nu? Cele mai bune, nu? Nu, doi, am doi părinți la Claudiu. A, da? Ați mers așa pe... Da, de ce? Da, da, nu, 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 vă spun. Am doi de la Claudiu. Da. Și acum îi pregătim, la 2 ani. Da. La 2 ani, adică la 2 ani pot să le cer... La maxim, ani, da. Da, pot să le cer maxim. La un an e mai greu. E mai, mai dificil. Nu că n-ar merge porumbei ăștia la un an, dar așa mi-am propus eu să zbor la... Dar nu, nu-i căutați după rezultatele obținut la demifond, nu? Adică n-o să... nu, nu. Îi lăsați nu. Să-și facă... Nu, pentru că am ciclu. Avut porumbei care mi-au venit inclusiv la fond, mi-au venit, mi-au bătut alții, iar când s-a schimbat, s-a străit la maraton, s-au schimbat porumbei.
Da. Pe care vineau primii la demifond fond la maraton au greșit. Da. E clar, Porumbel de maraton și Porumbel... E mai greu și acum sunt cazuri în care cu un Porumbel de viteză demifond a mai bătut pe la maraton. Dar poate o etapă, două și... Nu poți, cu ăla nu poți să faci asul, nu poți să faci progres. Da. Da. E mai greu. Așa e, așa e. Și încercăm cu maraton. De mai mult timp îmi doresc să ajung la dumneavoastră, n-a reușit. Sunt convins că am ce filmat acolo. Cea mai mare plăcere. Poate la maraton, când începe maratoanele. Poate vin la o etapă, la o sosire ceva și așteptăm și... Când începe maratoanele. Și filmăm. Anul ăsta sunteți cum? Sunteți ok așa din punct de vedere al, al optimismului, să zic? Da, am 30 de... Doamne, la 2 și la 3 ani care au zburat maraton. Au obținut rezultate în anii precedenți? Da. Au norme bune, frumoase, nu? Da. La cât timp am putut să le alocui și asta și să mă ocup de ei, să cunoaștem clipa în care stai și te ocupi de ei, să vede clar. Să vede, nu? Fără discuții. Așa e. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Vă felicit în continuare pentru pasiune și rezultate și multă baftă în continuare vă doresc. Cristi Modon Demis, numai bine.